Polițiștii gorjeni atrag atenția participanților la trafic cu privire la apariția poleiului, fenomen asociat cu ceața, umiditatea și temperaturile reduse. În ultimele zile, din cauza condițiilor meteorologice de pe drumuri, au avut loc mai multe accidente de circulație. În majoritatea cazurilor, poleiul de pe drum și viteza excesivă au dus la producerea acestor evenimente. Din fericire, în urma acestora nu au fost înregistrate decât pagube materiale. Șoferii sunt sfătuiți să circule prudent, iar în cazul în care partea carosabilă este umedă ori acoperită de polei, aceștia trebuie să reducă semnificativ viteza, astfel încât să fie permisă oprirea în siguranță, având în vedere că distanța de frânare în aceste condiții este mult mai mare. Mai mult decât atât, cei care nu au mașinile echipate corespunzător riscă să primească amenzi usturătoare.